Pentru dânsul am o întrebare puțin mai dificilă. Care este cea mai frumoasă experiență pe care ați trăit-o aici, în Biserica Nădejde? Da, sunt multe, nu știu dacă sunt foarte multe. Care este una dintre ele, una care vă vine acum în minte, o experiență plăcută pe care ați trăit-o aici, în Biserica Nădejdea, și care v-a rămas tipărită în minte? Da, a fost poate de Revelion, când m-am rugat pentru familia Blatov, când a făcut 50 de ani, la revizătorie. Multe, au fost foarte multe. Binecuvântări de copii, botezuri. Da? Nu sunt neapărat multe. Recuvântare de vechi, binecuvântare, da? Multe, foarte multe. Nu pot să spun una. Fiecare duminică e o binecuvântare mare, bucurie. Fiecare ocazie de a fi cu biserica. Mulțumim, așteptăm ca Domnul Iisus Hristos să ne încurajeze, să ne întărească și să ne ajute în continuare în umblarea noastră cu Dumnezeu, inclusiv sub păstorirea fratelui Ovidiu Ruzunau. Domnul Iisus să-i binecuvânteze familia, copiii și pe noi toți, întreaga biserică, pentru că suntem o familie. Am scăpat mai fi de greu.